Haideți să vă arăt cum fac o mâncare cu ingrediente pe care le am deja, ca să eliberez lucruri din frigider. Aici am niște roșii cherry, erau un pic ofilite, un pic zbârcite, mai vechi și le-am copt ieri. Am lăsat și zeama ce au lăsat-o. Le-am copt cu un pic de sare și cu un pic de ulei. Aici am niște usturoi, tot copt, dar de zilele trecute. Și m-am gândit ca să fac niște paste cu creveți, usturoi, roșii, niște brânză pecorino, după aceea la sfârșit, și pătrunjel. Și am toate ingredientele, folosesc lucrurile pe care le am în frigider, în congelator și eliberez din lucruri. Și avem ce să mâncăm fără să mergem la magazin. Acolo am pus apă la fier pentru paste. Iar aici, în chiuvetă, am pus ca să se decongeleze niște creveți. În punga asta este niște brânză pecorino, ce am avut-o la congelator și am scos-o. Iar la congelator am pătrunjel proaspăt tocat, dar congelat. Punem creveții la prăjit, dar prima dată fiind congelați, prima dată o să lase apă. Eu adun apa cu o lingură și o arunc. Iar după aceea începe ca să se prăjească. Și prăjim aproximativ un minut sau 30 de secunde și după aceea punem roșiile și usturoiul. În timpul ăla o să fiarbă apa pentru paste și fierbem pastele. Am adunat apa, acum pun un pic de ulei și o să pun un pic de condimentul ăsta pentru paste. Punem roșiile și usturoiul, toate. Am zdrobit usturoiul cu lingura și am pus pătrunjel și acum amestec încet și opresc focul. Pun brânză și pun pastele la fiert. Când pastele sunt al dente, le luăm direct din oală și le punem aici unde am pregătit creveții și servim imediat. Să-mi spuneți dacă vă plac ideile astea de mâncare cu ingrediente ce am în frigider, congelator și așa, pentru că fac foarte des lucrul ăsta. Și așa vă dau idei. Dacă vă interesează, să-mi spuneți în comentarii.